Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta această carte, dragii mei prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele O toaletă a la Liz Taylor este practic cartea care va încheia seria cu Melania și Mirciulică, cartea cu numărul 6, iar după ce vom termina cu această carte vom începe în ordine seria Minerva Tutovan. Bineînțeles, toate cărțile scrise de regretata Rodica Oșoc Brașoveanu. Întâi de toate, ca întotdeauna, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine, vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi siguri că veți fi notificați de fiecare dată când postez un nou vlog, să dați un like dacă vă place ce auziți, eventual un share, și bineînțeles să-mi lăsați un comentariu deoarece îmi face mare, mare, mare plăcere să citesc comentariile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, să începem! Capitolul 1 Am să-l Prin ochii ancăi dragu trecu o flacără pe care bărbatul nu o observă. Își lega cravata blămarin cu picouri si de fi. Străluceau discret ca niște spinele. În oglinda toaletei se reflecta patul dublu florentin, noptierele cu veioz gemene. Două vase de argint le coafau abajururi enorme din mătase trandafirie. Marian Dragu se consultă în oglindă cu privirea aceea specială, care încearcă să fie obiectivă, să se detașeze, să împrumute nepărtinirea ochiului străin. Era încântat de propria imagine, a arăt de un milion de dolari, dar spuse altceva. O chestie e certă. În materie de cravate și batiste, în sfârșit accesorii, italienii sunt imbatabili. Nevastă s-a fixa din fotoliul scund de budoar. Stătea picior peste picior într-o atitudine de contemplație ironică, bălâmbănindu-și papucul pe vârful degetului gros. Da, știu că te gătești. E așa de interesantă șoricuța de astă seară? Marian se îmbrăca rar în costum, preferând vestimentațiile juvenile canadiene, vindiacuri și blugi, șepcuțe de licean, cămăși din pânză topită descheiate până la plex și care lăsau să se vadă medalionul de aur cu semnul scorpionului. Își închipuia că toate acestea îl fac să pară mult mai tânăr. Era de o cochetărie feminină, se îngrija și conserva cu grijă și aplicație de actriță. Nu fumase niciodată în viața lui, bea cu multă moderație și detesta să-și spună vârsta. Pe nevastă sa, chiar după 9 ani de căsătorie, contrastul dintre toaleta meticuloasă, de pisicuță și aspectul viril al bărbatului nu înceta să o surprindă. Marian Dragu era ceea ce femeile obișnuiesc în general să definească drept un tip superb, apăsând puternic pe cea de-a doua silabă. Foarte înalt avea un trup de bun gimnast, chipul seducător, o leacă prea frumos în prima tinerețe, câștigase după 30 de ani în vigoare. Una din particularitățile cele mai fascinante ale lui Dragu era râsul puternic, plin de viață, cascadă de tinerețe punând în valoare o dentiție ce ar fi stârnit invidia aștrilor de la Hollywood. Dacă mi-a plăcut întotdeauna ceva la tine, Anca, este ca umor," Știu mai bine decât oricine ce am în dotare. Hai zi, cine-i zâna?" Încerca să păstreze un ton detașat, egal, să voaleze orice tușă de gelozie. O femeie extraordinară! Într-adevăr, un exemplar de excepție și știi că nu mă prea având în adjective. Nimeni nu-ți poate contesta competența în materie. Și era sinceră. De pe la 13-14 ani, fără cel mai mic efort din partea lui, muierile îi picau în brațe ca drogate. Într-a noua, la liceu, o prietenă de-a maică femeie matură, avocată renumită, având ea însă și copii mari, făcuse pentru el o pasiune smintită. Bărbată să o îi descoperise fără investigații complicate. Răpusă de patimă, femeia comitea zilnic zeci de imprudențe, îl aștepta cu mașina după terminarea orelor de școală, îl săruta în plină stradă sub ochii stupe fiaței trecătorilor. Urmase, evident, divorțul. Scandalul imens dăduse start unei cariere sentimentale care amintea, păstrând proporțiile de cea a unui Rudolf Valentino sau Ramon Novaro. Ce înțelegi tu prin exemplar de excepție? Adică ne-ai mai întâlnit. E simplu, nu? Arată dumnezeiește, mintea e la fel de arătoasă ca și înfățișarea. Are toate datele unei mari doamne. Aha, va să zic că de ai abordat strai de recepție. Normal, un mantoc de vulpe argintiș și o tarabă de bijuterii îmi pun partenerului o anume ținută. Mhm, mm exclamă roasă de gelozie Anca. Taraba de juvaierul nu-i dovadă de gust distins. Marian Dragu zâmbi, o ciupi neglijent de obraz. Depinde cine și cum le arborează, draga mea, stilul e tot. Femeia își feri capul, gândi o trăvită că în nouă ani de căsătorie nu primise nicio podoabă. Verighetele le făcuse ea din niște flacuri de aur, două coronițe, un inel fără piatră și un rest de lanț rămaste la bunici. Cine suportă oficiul financiar? Cei bărbaxu? Vezi, iubito, spuse dragul, atingând perfid o chestiune dureroasă Există femei care și-au depășit condiția de serve obsedate să pună mâna pe un titrat, ele refugiindu-se în posturi umile de mici amploaiate cu preocupări intense în vederea realizării unei bucătării economicoase. De pildă, Lelia câștigă cât trei bărbați, nu-i măritată. Anca, desenatoare tehnică la un institut de proiectări, își mușcă buzele. De când se căsătoriseră, aluzile sau trimiterile directe la absența unei diplome universitare, și o gratulau toți, Marian, soacră sa, amicii familiei, îi înveninau zilnic existența. Orice pretext era bun pentru a o răni sângeros. Faptul că se scumpiseră roșile, că vasileștii și-au schimbat dacia cu un taunus, că femeia de serviciu cere acum 25 de lei pe oră sau că n-au fost invitați la soareaua doctorului Gabrea, soacră sa. Dacă amândoi soții câștigă e altceva." S-au dus vremurile când trăgea doar bărbatul, iar doamna cu zestre confortabilă întindea paciențe. Azi fără diplomă, dacă găsești prostul să te ia, ești o povară rușinoasă." Cumnată său. Gabrea, invită numai lume, bine. Ai văzut? Pe Matei, de când s-a însurat cu funcționării, caia ca nu l-a mai chemat niciodată." Marian. Nu trebuie să știe toată lumea că ai doar liceul." Nu zic să minți, dar poți lăsa să se înțeleagă că ai măcar aseul. Sunt economistă la... Anca oftă imperceptibil, întrebă cu voce ușor alterată. Te-ai culcat cu nababa babata? Încă nu, probabil că se va comite astă seară. O rostise cu naturalețe, fără urmă de jenă. Îi plăcea să-și povestească aventurile și Anca știa toate muierile din ultimii nouă ani, ba și de dinainte, deținând fișe complete. Studii, stare civilă, salariu, nume, aptitudini de pat, etc. Pentru a fi complet edificată, nu trebuia să cenzureze corespondența și compartimentele secrete ale portofoliului, să-i controleze telefoanele sau să-l sărute după ureche pentru a detecta marca de parfum a ultimei cuceriri. Marian își trăia ceea ce, pentru un alt bărbat, ar fi constituit o a doua existență pe față, la lumina unui bec de o mie de vați într-o paralelă firească fără umbră de clandestinitate. Sadism? Orgoliu de puști înfumurat sau colecționar de dame? Încă nu știa exact și uneori Anca se gândea cu satisfacție la suferința lui Marian, a avea să fie crâncenă, când căzut în disgrațiile inerente vârstei, va pierde adorația femeilor. Dragul își verifică port vizitul, am două mii la mine pentru orice eventualitate și își trase pe mâne că raglanul de un cenușiu de argint. Deci nu mă aștepți de seară. Dacă sună Olga, spune că sunt la maică a tensiune, crampe, bătături, mă rog, inventez tu ceva. Te-ai plictis ideea? Olga era amanta oficială a ultimelor șase luni. Marian Dragu ridică din numeri. Încă nu-mi dau seama, acum mă interesează altcineva. Hai pa, pusi, zâmbi fermecător. Nu-mi urez succes? Ba să crăpi! Dar se stăpâni, surse galben. Cum să nu am să -ți țin pumni, știi cum e prima oară? Se mai întâmplă și rateuri. Bărbatul ridică arogant bărbia. Era cazul să cunoști până acum firma. Garantată, credit nelimitat. Îl auzi în vestibul fluierând vesel, se simțea tânăr, întreprinzător, plin de seducție, gata să ia cu asalt orice redută, apoi ușa apartamentului se închise cu zgomot. Anca se apropie de oglindă. Avea 34 de ani, dar părea de 45. Cearcănele înfipte pe obrajii subți, încă din primele luni de căsătorie, n-aveau să mai dispară niciodată, după cum niciodată n-aveau să se mai întoarcă prospețimea chipului, privirea înstelată. În dantura impecabilă, un canin albăstrui îi rănea surâsul. De ce rapt?" De ce nu plec în lume? Mai sunt tânără, mai pot fi iubită. Iubită cum Marian nu iubise niciodată, o luase pentru că altfel așternutul ancăi îi era inaccesibil. Fata îl adorase din prima secundă, dar, lipsită de temperament, îi rezistase. Într-un puseu de încăpățânare, Marian, împotriva opoziției familiei, consimțise să intre în primărie. O să-mi o plătească, decise femeia cu voce tare cu preț cumplit, ultimul pe care îl poate plăti cineva. Se duse în bucătărie și luă al treilea festal. Gestul cu care duse paharul la gură era acela al sinucigașului, dar nu ea avea să moară. O hotărâre ireversibilă. Capitolul 2 Dacă nu-l ucid, înseamnă să mor eu. În consecință, Olga Gabreloti verifică telefonul dacă are ton. Aștepta de 5 ore s o sune, tresărea la fiecare tril emis de cutia din ebonită. Aparatul îl moștenise de la taică său, care l achiziționase în 1935. Câți ani ai împlinit tu, Olguțo? Tânăra se uită surprinsă la bătrână, fumare zemată de spătarul canapelei. Ce-ți venit, tanti? Așa, mă, ui la tine că ai sărit din 30 și to, nu ți-a venit mintea la cap. Olga încleștă pumnii. Când era furioasă, îndepărtata origine italiană devenea de-a dreptul stridentă. Avea priviri înflăcărate, ten calb, catifeliu și o gură lacomă, una din acele guri care par una mai pline de dinți decât ale altora, sugerându-ți animale puternice, primejdioase, lei, tigri, o gură feroce. Ține minte că de mâna mea moare!" Mătușe s scutură indiferentă scrumul. Nu vorbi prostii. În fond, individu, apropo, cu ce se ocupă? E inginer. Da, puteam să pariez plouă cu din ăștia. Îți vine să crezi că nu mai există alte profesii pe lume. Ce vroiam să spun, da, în fond, ți-a promis ceva? Olga a avut o scurtă ezitare. Nu, nu-i făgăduise nimic și chiar în primele cinci minute petrecute împreună, îi mărturisise că e însurat. Pe toată viața, adăugase strângând-o ușor de mână. Dansau în casa unor amici comuni care sărbătoreau un eveniment de familie. Chiar așa? Mhm, mm -hmm, sursese Marian. Sunt hotărât să nu greșesc a doua oară. Mătușii s-a conchise încântată. Ei, vezi, ascultă-mă pe mine, deși sfaturile sunt totdeauna inutile, Vorba aia, fiecare știe să greșească și singur. Când întâlnești un bărbat ca Don Juanul tău imposibil, scandalos de seducător din ce înțeleg eu, amuză-te cât poți, dar ai grijă să țin cu inima în seif suprablindat. Dacă ești însă slabă de înger, cotește urgent pe altă uliță. Olga o măsură sarcastică. Așa ai procedat tu? Tanti Sofia fusese o femeie plină de draci. Cu poveștile ei de dragoste, doar inventariate, ai fi umplut volume. Ultima oară se amorezase la aproape 50 de ani. Cea mai frumoasă dragoste dintre toate, dar și cea mai dureroasă. Olga continuă arajând nervoasă revistele de pe masă. mie îmi faci pe înțeleapta! Eram o puștoaică pe atunci, da? Țin minte perfect cum te învârteai ca turbată prin casă așteptând să sune o vid sau cum naiba chema!" Sofia Macarie, femeie în vârstă, corpolentă și elegantă, avea înfățișarea clasică a pocăristei învârșunate. Era greu de definit amănuntele din aspect sau vestimentație care sugerau cartofoarea, dar privind-o, instinctiv o vedeai ținând țigarea într-o mână și cărțile în cealaltă. Faptul că eu am greșit-o din nu-i suficient pentru a mă împiedica să văd erorile altora, ba din potrivă! atunci nu mai vorbi mie de vârstă, Cai ai 30, 50 sau 100 de ani, tot așa iubești. Sunt de acord, hai să o luăm altfel, ce vrei de la tip? Să divorțeze? Olga strânse cordonul halatului de baie. Avea un trup picant, care în ciuda rotunjimilor nu-și pierduse linia. În definitiv, de ce nu? Ar trebui să o vezi pe nevastă sau o oaie leșinată, fără pic de nerv sau farmec. Sembră că exact ca o provincială fără stil. Chestia e să se dezbrace cu stil, o întrerupse mătușisa. Slăbește-mă cu spiritele și care pe deasupra mai e și cretină. Imaginează-ți că dacă am să-i comunic ceva lui Marian sau viceversa, eu o spunem direct, deși știe că-s metresa lui. Exact ce-i trebuie inginerului tău, doar un imbecil ar schimba-o. La genul lui n ave nevoie de temperament acasă. Olga trânti cu zgomot pieptenele pe toaletă. Începi să mă enervezi, pe mine mă iubește. Ți-a spus-o el? trebuie să mă iubească!" strigă femeia. asta e cu totul altceva! Fetițo, bărbații ca Marian nu iubesc niciodată, nu pot iubi! Îi stricăm noi de mici! Cel mult își mințile la bătrânețe pentru că te-o puștoaică! Și ei chiar și atunci nu iubesc practic femeia respectivă, ci tinerețea ei!" O fac cu intensitate, cu o ardoare amplificată de sentimentul că ei și-au halit porția de tort îi umile zacarina și pastilele pentru inimă, controlul periodic al tensiunii, paradontoza care avansează, genunchii deveniți în discres prin stofa pantalonilor și mereu înfrigurați. Teorii de cafeluță șuetă de babete. Ți-l amintești pe cernea? A lucrat împreună cu taicătul la minister. Ce bărba superb a fost ăsta, întreabă-mă pe mine. Nu, nu, nu mi-a văzut niciodată lenjeria intimă. Îl știu însă bine, frecventăm aceleași cercuri. Dumnezeule, nu-l uit prin 50-55 la mare!" Dansa pe terasă la Rex într-un costum alb cu fular bleu -marin la gât. Un zeu! În fine, pe la vreo 50 și ceva de ani și arăta încă splendid! A făcut o pasiune dementă pentru o mucoasă care abia terminase facultatea. Ascultă-mă, Olguțo, doar cu 10 ani înainte nici măcar nu-i ar fi îngăduit să-i facă ghetele!" o nefericită cu chip de broască răioasă, prăpădită, avea fața plină de coșuri, un bazin de vacă și în plus crăcănată. Olga și înfipse mâinile în șolduri. Și ce vrei să-mi demonstrez cu asta? Dacă n-ai înțeles, e inutil să mă repet. N-am înțeles și nu vreau să înțeleg. Îl iubesc! Urlă. E viața mea, asta e mult mai ușor de priceput. Hmm, iubește-mă că te tai, spunea Badea Vasilică. Chiar așa, Olga se îndrepta se, se, îndreptă furioasă spre telefon. Îl sun. Iar? Te-ai uitat la ceas? Nu-mi pasă. Sofia Macarie scoase o țigare din pachet. Indiferent cât ar fi de înțeleaptă nevastă, să există totuși o decență, Olga. Parcă ai fi crescut într-un tractir. De vreme ce lui nu-i pasă de legitimă, nu văd de deci ce aș menaja-o eu. Olga! Femeia zvâgni din numeri, lasă-mă dracului în pace și formă nervoasă numărul. Cu Marian! Tu și sa o urmărea perplexă Ce maniere Fără scuze, fără bună seara Nebuna asta pe de-o parte Iar aia la altă și aranjează combinațiile Prin nevastă Te pomenești că o pune să-i primenească și patul Când își primește curtezanele Nu mai există nicio perdea Sigur, ne-am făcut și noi de cap Dar existau totuși niște limite Se păstra un minim de conveniențe Hotărât eu o lume în care nu mi-ar plăcea să trăiesc nu regret deloc că nu mai sunt tânără. Văzut figura ploștită a nepoată si și îndreptă o privire interrogativă. Brusc, Olga apucă o vază de porțelan și o izbi de perete. Bestia! Ți-a răspuns el? Nu, curva de nevastă sa. asta e cea mai bună, râse bătrâna. Tot nevastă sa e, nu tu care ai împrumus bărbatul. Excelentă glumă, abia aștept să o vând. Olga nu asculta. Mi-a zis că va lipsi toată noaptea. Marian? Întrebă stupid Sofia Macarie. Da, cine, să Țepe și o ceva nou, un exemplar de excepție? Ce ar fi să te culci? Remedii mai inteligente nu cunoști? Apucă umerii pufoși ai bătrânei și începu să o cu putere. Dacă mă conving că așa stau lucrurile într-adevăr... Și se va confirma, gândi Sofia Macarie. Îl ucid, ți-o jur, îl ucid. Bătrâna oftă, la marmira Capitolul 3 Îi dau una în cap și la chit bătrânul trase cu urechea spre ădăile de dincolo și își continuă monologul fixa fotografia unei femei mature cu trăsături cam pline dar dulci cândva acum 5-6 decenii fusese considerată o mare frumusețe dar azi cei născuți după războiul din Coreea îi priveau chipul dâns sceptic din cap Poate, dar nu mi prea vine a crede. Da, Elvira, îl achit. Chiar pe finul tău, un monstru, ca întreg neamul lor. Toți au fost demenți, canali și bandiți. Am 80 de ani, ce or să mai facă? Tot dau ortul popii, măcar să plec dincolo răcorit. Se ridica nevoie din gils și închise aparatul de radio. Un Philips răgușit, achiziționat în 37. Era ora 1 și crainica Europei Libere, Alexandra Polizu citea ultimul buletin de știri. Cu pași nesiguri, flebita tui mama ei, se apropie de patul așternut și potrivi încă o dată pernele și păturile. Spre deosebire de mers, senil, greoi, dureros, gesturile aveau vigoare. Anton Cernat era un bărbat puternic, un bătrân puternic, cu 15 ani, cu trăsături hotărâte nealterate de vârstă. După moartea nevestei, și acum 15 ani avusese mai multe legături. Pe ultima o lichidase cu câteva luni în urmă. Două perechi de palme și uită-mi numărul de telefon. Iubita 60 de ani, văduvă pensionară și bunică, fusese obraznică. Îi ceruse să închidă televizorul, era un pat și femeia refuzase. Poți să o faci și tu la fel de bine, adăugase ironic. Apeși cu degetul pe butonul roșu. Bătrânul alungă gândul scârbit. Ce te poți aștepta de la o profesoară de lucru manual? Față de Elvira însă aveam dreptul să am pretenții. Da, mă nebuni să răscu fumurile voastre. Boieri vechi, pământeni cu urice și hrisoave de noblețe, proprietăți și moșii, nu puteai să pui degetul pe hartă fără să dai de vreuna caret al scarlaților. Pension în străinătate, tânără frumoasă, toate fâs. Unde ți-a fost capul, Antoane?" Se întrebă a mia și a mia oară bătrânul cu ciudă proaspătă, intactă, de parcă nu trecuseră cincizeci de ani de atunci. Se lăsase păcălit ca un copil de fașă. La tifundile de zestre se dovediseră a fi niște ferme părăginite și o prăvălie falimentară, pensionul din Elveția, școala ortodoxă de pe Principatele Unite, tinerețea cea mai sinistră farsă era cu 12 ani mai bătrână ca el. Trucaseră pur și simplu actele și faptul că îl născuse pe Dorel la 45 de ani fusese o adevărată minune, măcar de-ar fi luat premiul Nobel pe chestia asta. Frumusețe! Anton Cernaț crâșni iar din măselele tratate, îmbrăcate în viplă. Fusese și rămăsese un bărbat sanguin, plin de pofte, care cerea în primul rând de la o femeie să fie muiere. Lui Anton îi plăceau bucățelele bune, pietroase, cu ochi jucăuși și apetituri zburdalnice. Înainte de a fi plini 50 de ani, Elvira era o babă, se trecuse vertiginos, cu cărnuri moi, striate de vinișoare albastre și roșii, cu gura pustită de paradontoză. Avea o roare de dentist, și pauzele le umplea cu gemotoace de vată. Cât despre pat, ferească sfântul, pântece și sân de gelatină, picioare reci. Și totuși n-am abandonat-o. Puteam să-i părăsesc atunci în refugiu pe ea și pe plodul ei. Sau după ce s-a prăpădit dorel, mi a fost milă. Am fost un imbecil. Pe urmă mi l-a vârât în suflet pe Marian, că să nășim, nu mai am somn de când s-a dus băiatul, drăgule, știți oameni de condiție, cu influență, bine situați. Mie îmi spui, ca o turmă de păduchi, numai eu știu cât am cheltuit pentru canalii asta. Meditatori în liceu, pe urmă facultatea, cine i-a făcut rost de serviciu în București? Și mulțumirea? Spunem dumneata! Se adresă el unui interlocutor imaginar. Care a fost recunoștința? A sări cu cuțitul la mine. Sunt cinci ani de atunci și de cinci ani, crede-mă, domnule dragă, eu n-am mai stat cu el la masă. Ba, îmi datorează 86.000 de lei, toate economiile mele. Și acum vrea să mă dea afară din casă? La situația lui are nevoie de șase camere. Cum, nu mă crezi? Întinse brațul și trase sertarul noptierei. Acolo, la îndemână, se aflau prinse într-o clamă vreo șase coli așternute mărunt. Alături de sume mari, 5500 un televizor, 1000 rate la mobilă, 10.000 un serviciu rosental, erau trecute și cheltuielile mărunte de o meschinărie hilară. 12 ,6 lei 6 pâini între ianuarie 1970, nu lipsea niciodată data, 3 lei o ciocolată, îi trebuia Elvirei să o piseze deasupra tortului, o pâine, un kilogram de miere, etc. M da, și acum umblă să mă dea afară din casă. Cu opt ani în urmă, Marian, vrând să-și cumpere mașină, îl convinsese pe nașii său să-și lichideze garsoniera, să-i împrumute 40 de mii și, evident, să se mute la el. Am fost un dobitoc, asta am fost. După ce Marian se însurase, viața pentru Cernat devenise un iad. Nu pentru că Anca ar fi fost din cale afară de rea, cel mult Marian era cel care o ticăloșise, dar modul de viață al tinerilor îi se părea de nesuportat. În realitate, bătrânul Cernat, obișnuit să fie și să se comporte ca un stăpân absolut, încerca să-i să în conștiență se impună ca atare și în casa lui fină său. El ar fi vrut să le dicteze programul de viață până în cele mai personale probleme. Le cenzura relațiile. De ce îl primiți în casă pe Popescu? E un profitor sau o canalie sau neam prost, etc. Decreta asupra meniurilor, aprovizionării de toamnă, datei curățeniei mari, orelor în care puteau petrece. Cu un asemenea prilej, muzica și dansul prelungindu-se după ora 1 noaptea, o sâmbătă cu sfânt, Anton Cernat năvălise în living urlând că nici el, nici vecinii nu se pot odihni, și adresându-se întregii asistențe: Ia mai duceți-vă la casele voastre! Indignat, furios, Marian îl luase de umeri vrând să-l scoată afară. Bătrânul interpretase gestul ca pe o intenție de violență și ridicase pumnul. Marian pusese mâna pe cuțit. Acum trei săptămâni, armă bătrânul. M-am trezit cu boarfele împachetate. lipsisem în vreo trei ceasuri, eram la policlinică, știți, joia am raze și cocheie în mână. Da, da, domnule drag, mă și mutase într-un bordei, la o bătrână. O, da, e cu chirie, ca să ajungă în camera mea, trebuia să trec printre ei. M-am dus la procuratură, așa am rămas aici. Anton Cernat dădu din cap cu tristețe și oftă. Aici. Care era viața lui? zile oribile cu șicane mici și mari, fiecare parcă mai perversă, generate de o fantezie inepuizabilă. Televizorul urla, radioul dat la maximum și, brusc, la orele cele mai imposibile, frigiderul blocat, trebuie chema specialistul dracu știe ce s-o fi întâmplat, vorbă să fie, când cei doi stau la masă, un tualele cu mâncare nu lipsesc. Cada interzisă cu săptămânile. Canalia și cu s să aveau grijă să epuizeze ceasurile de apă caldă. Ieri de mânie, sângele îi năvăli în obraj, vopsindu-l vânăt, l-a auzit spunându-i ancăi. Dacă nu se cară urgent, îl denunț care cocoșei. Cocoșei, doi bănuți ca de 15 bani, mascota lui din timpul războiului. Da, conchise Anton Cernat, poate că eutanasia nu-i chiar o crudă bestială aberație, așa cum ne-am închipuit asemenea canalii trebuie stârpite. Un real serviciu adus societății și am să fac. Capitolul 4 Cristea nu se scula niciodată înainte de 12, așa că Mielu petrecu ceasurile dimineții căscând gura, pipăind piața și bursa de pe strada Covaci. Făcu un mic business cu un casetofon vândut de doi arabițoi fraieri, probabil proaspăt picați în meleag, căci, odată dezmeticiți și deprinzând obiceiurile pământului, bronzații dovedeau reale aptitudini în materie de învârteli. De la ciubucurile mărunte, cafea boabe săpunuri fumegante imperialiste, mai ales Kent și Malboro, spray-uri chewing gum sau fleacuri de aur cu piață de desfacere în cooperativele și higiena, până la loviturile babane cu valută forte sau autoturisme. Lucian Cristea sau, mai simplu și generalizat, Luc, singurul din tacmă fără vreo poreclă mai colorată, îi deschise cu ochii cârpiți de somn. Bombăni ceva nedeslușit și se vârâ din nou vertiginos în așternutul răscolit, se înveli până sub nas, era vestit de friguros și întrebă înfundat de sub plapumă. Cei șase, nu te-a învățat guvernanta că vizitele sunt valabile după ora cinci? Iartă-mă, coane, eu sunt seralist. Păi pune mâna pe carte atunci, bagă difuzorul. Am prins un pont întâia. Luc îl măsură sceptic de la ghetele uriașe de gigant, numărul 46, de unde și porecla, șocante la un bărbat slăbuț care nu depășea 1,60 metri, până la șapca de piele cu bumb în creștet. Nu, Sărmanul nu era prea chipeș, cu gura lui ondulată și nasul posomorât, cârmit brusc de la jumătate spre stânga. Din cauza figurii triste însă, făcea bine la înmormântări și cu asemenea prilejuri, avea întotdeauna asigurat un loc în fotoliul întâi. Interesant era însă că, în ciuda înfățișerii funebre, 46 era de o egală bună dispoziție, deloc complexat și acosta optimist cu tupeu de alen de doar femei de nota 10. Cristea îi dădu brânci. Cuvântează, fiule, că mă trage la picioare!" Mielu 46 își roti semnificativ privirea. Era garsoniera clasică a blocurilor construite înainte de război. O cameră foarte mare, o baie comodă și una antreun un căpător. Când o vizitase prima oară, își manifestase mirarea. La asemenea, hogea cum dracu' n-au sculptat și o bucătărie. Arhitectul avea ulcer, rânjise Cristea. Băieții că garsonierele astea erau făcute cu skepsis, cotețe de la amore, unu, doi sau trei inși în funcție de lovele făceau o asociație și plăteau împreună chiria, pe urmă picau la mica înțelegere, azi vin eu să o domiciliez, mâine tu și așa mai departe pentru un ochi avizat, surprinzător era însă decorul odăii, o combinație ciudată de mobile și obiecte vechi, boierești și altele amintind de locuințele mic burgheze, chiar de Mahala, de acum 5-6 decenii. Astfel, pe scoarțele oltenești spânzurate pe perete, o roare, vegheau blând icoane vechi, în vreme ce vase de argint candelă, cristelniță, amfore, ceainic englezesc, samovar, pahare de botez, etc., să lășluiau alături de infame porțelanuri de bazar. Tablouri sfârșit și început de epocă, portrete de oameni avuți de bordând de bijuterii, zulufi, pincenezuri, decolteuri generoase și umeri pufoși, canotiere la caragiale și mustăți în furculiță dominau două bufete, unde tronau glastre ieftine. De pildă, clasica fântână arteziană îmbrățișată de două nuduri despletite din sticlă cafenie. Zânele avea o poziție extrem de incomodă, îngenuchiate, rezemate cu fesele în călcâie, în vreme ce brațele se căutau înnodându-se pe la spate într-o performanță de fakir. Cristea, în temerile lui Mielu 46, anticipă. Da, Lilia e în baie, ai ceva împotrivă?" Mielu coborâ glasul. Uite patroane care-i chestia." Știu că gagica ai cușer și că mergi cu ochii legați pe mâna ei. Mie însă tot mi-e teamă și băieții nu-s nici ei mai viteji. Ghina e de sex feminin. Îi mai dați în paște ca sau părli din precina cât unui gagici. Așa ajuns au ajuns, dau au spar norma la sare fină al de grundic. Ne lubăți, îl știma ale, ăla friguros mitică șop ca să nu mai cităm și preza străină. Cristea ioreteză, sec. Pauză. Cine zice de Lelia mă înjură de mamă. În regulă, Luc. Dă-i ce text. Mielu 46 se lăsă pe spatele fotoliului îmbrăcat în creton, își încrucisă degetele peste pânte cele sub și începu să-și rotească morișcă degetele cele mari. E un tip care stă pe Ana Ipătescu. Cristea ciuli urechile. Pe bulevardul Barosanilor nu stau naționalizați. Gagiul, urmă 46, inginer. Mmm, făcut decepționat celălalt, reproducând un zgomot intestin patru 4 mii salariu, ce are plătibil tot anul ca să consume concediu la hotel și nu soile alea la pânză cu pepsi cald și halea la dus în porbagaj mici pe plajă. Colțul gurii lui Mielu dezvălui în surâs malițios un canin îmbrăcat în aur. Vipla la ține la opinci, când te ajungi trebuie retușată poza. Te grăbești patroane, nu știu ce hram poartă gagiu, dar după inventar zici că îl cheamă Alibaba, adică icoane argintoase, jaduri limbiste, timbre și alte chestii valabile nu merge la știfturi. Pontui sigur, sută la sută. Scuipă fasolea. Îl cunosc la ăla de citește contorul, clar? Ce-a văzut la gagiu în casă, îi zice Marian Dragu, ci că n-a ginit între ei de meserie. Îl întrerupse intrarea tumultoasă a Leliei, care așezându-se pe brațul fotoliului, îl lupe după umeri și îl sărută pe păr. Ce plăcere! amicul meu, 46. Uh, chiar el, bâlbâi mielu, incapabil să reziste farmecului femeii. Avea în jur de 25 de ani, dar nu-i dădeai mai mult de 19. Genul despre care nu-ți poți închipui în ruptul capului cum varăta arăta la 40. Părea imposibil ca figura aceasta ingenuă, cu obrajii proaspeți, prototipul splendorii de pension, cântată de trubadurii începutului de veac, să îmbătrânească vreodată. Deși demodată în viziunea estetică a contemporanilor, captiva prin inedit, unicat de feminitate între băiețoasele puse în circulație de Brigitte Bardot, în buvnata anilor 60. Totul la Lelia era miniatural, suav, celest. Culorile de arhanghel, candoarea privirii, dulceața glasului, din clasele primare visase să fie actriță. Vi s alimenta de rude, prieteni, cunoștințe, artistă să te faci, în urma unei naive, dar generalizate convingeri că pentru scenă e suficient un fizic agreabil, în cazul Leliei cu totul singular, și să ai memorie. Chestia ai până vezi rolul. Căzuse de două ori la Institutul de Teatru și ancorase în existența întreținutei de lux. Avea o priză excepțională la bărbații maturi, săriți din 40 de ani și în palmaresul carierei ei sentimentale se înscriau mai ales profesioniști de mare cotă, avocați, medici, vreo doi scritori celebri, un compozitor de succes, etc. Cu Cristea se încurca închipuindu-și că e un mare aventurier. Riscurile excrocului îi biciuiau imaginația romanțioasă, îi plăcea să-l să confunde cu condotierii fenomenului infracțional contemporan. Nu m-aș putea culca niciodată cu un contabil sau cu un notar, afirma mereu. În mintea Leliei, slalomul primejdios printre paragrafele codului penal echivala curajul, bărbăția, tentativa aspră, forțând porțile succesului. Luc se ridică în capul oaselor. Marian Drago, ai spus? Inginer? Da, patroane, ești la potou. Cristea zvârli o privire semnificativă spre Lelia. Omul nostru!" urma afirmativ interrogativ, vrând să se asigure. Un tip până în 40, moacă telegenică, nu îi scoateți în cale neveste, surori, fiice, copilițe până în 170 de ani." Răspunde tot, nu-i re... nu rezistă nici cu coanele din fotomontajul ortodox, paraschiva Ecaterina Caterina Filopteia. Lelia se ridică și se privi în oglindă. Era incapabilă să lase să treacă un sfert de ceas fără să se contemple. Și când nu se uita în oglindă, își consulta într-un soi de itinerar cerc, unghiile, gamba, buclele lungi, faldurile rochei, acum ale halatului, decolteul. El e luc, nu ca pe nicio îndoială. Cei doi colaborau, păcălirea fleților cvadra și cvingvagenari, fiind unul din divertismentele, altele erau loviturile mari, cuplului Luc Lelia. De altfel, Lelia era fidelă, îl iubea sincer și discret. Criste asistă la toate escapadele amantei lui. Furândul lui Mielu, 46, să-și manifeste surpriză. Te unde naiba știți? Lelia zâmbi. Dinții aveau albață albăstruia laptelui, erau ușor orientați înăuntru, ca la păpușile de porțelan ale bunicilor cei mai frumoși și cei mai vulnerabili, dar asta avea să o afle peste vreo 20 de ani. Am rândevu cu el astă seară. Ți-am spus, Luc, că nu mă înșel niciodată. L-am mirosit imediat că nu-i proletar. Cristea învălui într-o privire fierbinte. Erau de toate acolo. Dragoste, admirație, încredere desăvârșită, aproape fanatism. Și-ar fi sacrificat mai degrabă mâna dreaptă decât să o piardă. I-ai vizionat apartamentul? se interesă mielu. Lelia își scutură buclele râzând. Frocheiul lui Luc, ești copil! Cristea râse superior cu satisfacție de proprietar. Nu o cunoște, amigo! Cei drept, sortiment ca Lelia nu întâlnești cu duzina la Lido sau Atene! Caramba! exclamă mielu. Habar n-avea ce înseamnă, dar suna bine. Ești un baftangiu! Știu! Propui deci o gaură la tezaurul dragul din ulița ipătească-i. Mi-ar plăcea să mergem la sigur!" Iau pe șosea cu anecum adică. Trebuie să fim convinși că merită deplasarea. Mielul cercetă cu o privire subțiată. Adică ți închipui că neluvat mi-a vândut Iordane? Eee, chestia e ca careturile, să nu fie știfturi. Am nevoie aici de ochi școlit, nu seralist. Pe una geamiu la iurește tot sclipiciu. Nichelu zice că-i argint, bronzul, aurul, orice peisaj cu besnă e Rembrandt. Inventarul trebuie să-l facă Lelia. Fata era expertă, în orice caz mult mai competentă decât oricare dintre ei. Bunică s-o avusese un prosper magazin de antichități pe vremuri, concurândul pe Jaburov, taică său naționalizat lucrase până la infart ca specialist, consultant în consignația. Gagiul e însurat, observă Mielu. Chiar dacă îi dai tu liber Leliei, cum poate să o primească ăla cu nevastă sa în casă? Fata râse. De ce cu nevastă sa? N-are decât să o expedieze, Marian de ajuns. Marian? O întrerupse neliniștit Cristea. Deși miza ferm pe corectitudinea Leliei, trandafirul înflorit în inimă mai avea spini. Ați ajuns în timp? Lelia îi sări sprintenă de gât. Luc, dragul meu, tipul îmi ciugulește din palma cheltui cu mine într-o singură seară la Inter peste 2000 de lei și vrei să mi se adreseze cu Milady? O meriți, iubita mea, rosti fermecat Cristea sărutându-i mâna. Spuneam, continuă Lelia cu un ton de fetiță îngânfată, de fapt mai mult răsfăț decât infatuare, că Marian e atât de aprins încât cred că nu-mi poate refuza nimic. Pretindea că din barul lui nu lipsește absolut nicio băutură, e colecționar și că a nevoie l-ar putea pune cineva în încurcătură solicitându-i vreo marcă de whisky sau șampanie fără să-l poată mulțumi. Am să-i spun că am chef de un coniac Napoleon or trotilamiralul Nelson așa cum l-am intuit snob și grozav de mândru de muzeul lui, se va grăbi să mi-l ofere acasă. Copii, trebuie să încep să mă îmbrac. Ok, făcum elul ridicându-se. În consecință urmează secundo tempo, inventarierea tezaurului și pormă dăm gaură. Sper să mă țineți la curent. Lelia i-a atins obrazul cu o mână parfumată. Te-am uitat noi vreodată? Dintre toți prietenii lui Luc pe tine te iubesc cel mai mult. Nu ți-a spus-o încă? A, e un rău! Mielu, care știa că femeia minte mai al naibii decât un sobor de dascăl greci, reșit totuși de plăcere și se plecă într-o reverență de 90 de grade. Încercă stângați, ceea ce și închipuia că ar fi o grațioasă reverență a marchizilor din secolul al XVIII-lea. Cu plecăciune! Ieșit demn, țeapăn, dorindu-și din suflet, se simțea urmărit cu privirea să fie avut măcar cu 10 centimetri mai mult stai mielu, zâmbi Cristea. lelia ai sări de gât, apoi își făcut degetele cornițe. Be! Capitolul 5 Va muri, deci! Ecoul ultimei bătăi a orologiului mai pendulă, reverberație palidă în încăperea tixită de mobilă. Laura Mircescu deschise încet ochii. De la un timp, ploapele prea grele îi perdeluiau privirea, se săltau a nevoie. Gestul de a le ține cu arătătorul, mai ales pe cea stângă, devenise o necesitate. Fusese o femeie frumoasă, celebră în epocă și chiar acum, la 85 de ani, impresiona tenul catifelat, trăsăturile de o noblețe princiară. Vârsta nu-i alterase cochetăria. Continua să se fardeze îngrijit încă de dimineață, peruca bleu argintiu era de calitate, Papucii, caputul, șalul de mohair, elegante, nu cedaseră comodităților senectuții. Mă auzi, mamă? Bătrâna dădui imperceptibil din cap. Somnola toată ziua în jilțul comod de lângă sobă când avea chef în timp de -a mâna să răspundă la telefon. Sistemul de a lăsa aparatul să sune în van îl exaspera pe fiul său. Există apeluri importante pe care le ratezi din cauza ta. Cine are cu adevărat nevoie de tine te găsește oricum. Gândește-te că ai locuit singur. Iar pe mine, pe mine, n-are cine să mă mai caute. Amicii mei sunt definitiv cazați la belu sau în perlașez." se simțea resemnarea amară a mondenei frenetic solicitate altădată. Te aud, Alfred, aud totul, da mă interesează prea puține." Hmm," exclamă sarcastic Mircescu. Îmi închipuiam că certa perspectivă ca fecioră tău să devină un asasin ți-ar fi putut stârni un minim de curiozitate. Bătrâna își umflă buzele disprețuitoare. Râmon, a dot rămă un peti. Mirceștii n-au avut niciodată vocația actelor extraordinare. Moa fleașcă. Avea un stil special de a pronunța X-urile. Astfel, extraordinar devenea extraordinar, rostea exagera, cerea să i se explice. Mi se pare totuși că papa reușise destul de bine. Șansă, fiule, ursitoare generoase i-au netezit drumul încă din leagăn. În Relația, avere, tradiție, cu cine a avut el de luptat? S-o fi început ca zăvoianu, mă s-a purta o pinj din coajă de tei, iar el a venit la liceu la Craiova cu o hăinuță și trei patace în buzunar. După 20 de ani, nevastă s-a se balada la Paris în Rolls și se îmbrăca în Lanvin. Mircescu respira adânc, în special corelația cu, cu Zăvoianu îl crispa. Fusese ani de zile amantul antitră al Laurei Mircescu și probabil marea dragoste a vieții ei. Înainte încă de a o înțelege, Alfred, copil pe atunci de șapte opt ani, îl detestase instinctiv un bărbat abrupt, numai vână, cu trăsături unghiolare și glas bruscat. Emana atâta virilitate, atâta forță, încât vorba lui Mitică Mătăsaru, judecător la Curtea Supremă, ofensa. Individul mă umilește, monșer. În fața lui mă simt ceva între molus că și e unuc. Uită-te la tine, conchise bătrâna. N-ai fason de paladin!" Alfred Mircescu începu să dea nervos din picior. Nu trebuia să se uite în oglindă, știa cum arată. Scund și slab până la monstruos, nu depășise niciodată 48 de kilograme și la aproape 50 de ani se îmbrăca la magazinele pentru adolescenți, avea un chip de o neașteptată frumusețe feminină. Cu alt trup, bineînțeles, ar fi făcut furori în epoca polei negri și a lui Leonardo. Tot ansamblul emana pregnant o atmosferă de anormal. Doar privindul, încercai o senzație de pervers și obscen, te gândeai la vicii murdare față de care băutura ori jocul de cărți ar fi ținut de regnul preșcolar. Fără legătură, preciză săltându-și arogant bărbia. Sunt doctor în științe medicale, premiat! De o sută de academii, îl întrerupse Laura Mircescu, dintre care cea mai importantă e cea din Tombuctu, ai făcut un vagon de comunicări de importanță mondială și ta-ta-ta-ta și tu-tu-tu-tu. Alfred își înfipse mâinile în buzunarele hainei de casă vișini. Ascultă, mamă, de când mă țin minte ai făcut totul ca să mă umilești. De ce? Și în ce scop? Ce ai realizat? Bătrâna se prefăcu că doarme. În realitate, ea se simțise totdeauna umilită, aducând pe lume un hibrid. Nu dorise acest copil. Mai corect spus, ar fi dorit ca altul să fie tatăl. La ce te puteai aștepta însă din partea mirceștilor? Toți în neam fuseseră la fel, lipsiți de vigoare, limfatici, jalnici, mai ales după 35-40 de ani, când aerul lor de copii întârziați devenea strident. Erori ale naturii, capabil cei drept și robaci, căci trebuie să-ți ocupi cu ceva timpul când femeile se uită la tine ca la un gândac, iar pentru viciu îți trebuie talent, energie, sănătate. Alfred Mircescu îi scutură ușor umărul. Minți, nu dormi! Maică s-a deschise a nevoie un ochi. Poate că n-am chef să te ascult, oricum am obosit. Ai reclamat furtul automobilului? Pufni. Doar unui mic imbecil ca tine îi se pot întâmpla asemenea curiozități ridicole. Ești nedreaptă, se fură în fiecare zi. Eu cunosc o grămadă de lume căreia nimeni nu i-a nimic. Pe cine cunoști tu? Iritat, medicul părăsi încăperea. Știa că Laura nu-l iubește, o simțise încă din copilărie și totuși el continua să nu trească pentru ea sentimentele cele mai devotate. N-avea pe nimeni în afară de ea, nici măcar un prieten. Se simțea singur și devorat de ură. În bibliotecă, fostul birou avocațial al bătrânului Mircescu și din care nu păstrase decât biblioteca, o canapea de piele și două marine de catargiu, Alfred își umplu o ceașcă din cafea păstrată caldă în termos. Ca în între cartierul, ca în aproape tot Bucureștiul, nu existau gaze decât între miezul nopții și șase dimineața și Alfred, congenital anemic, tremura vârtos. Frigul nopți... Fri, frigul frigul cumplită iarnă. Îi intrase în oase și în ciuda paliativelor, radiatoare încinse, sticle cu apă fierbinte, pernă electrică, avea impresia că nici măcar soarele torii al unei andaluzii sau vipia Pompeiului n-ar mai reuși să-l dezmorțească. Cu mâna nesigură, înghețată, duse ceașca la buze. Avea să-i demonstreze mai căsi, sieși tuturor. Care toți? Îl străpunse ca un ac gândul. Nu interesa pe nimeni, străbătea străzile, orașul, viața, ignorat până la a se simți invizibil. Telefonul care tăcea cu săptămânile, din când în când o greșeală îi stârnea mici sincope de emoție, cutia poștală veșnic goală spuneau suficient despre drama singurătății absolute în marele oraș. Se așeză pe canapea și își duse genunchii la gură cu o mișcare caracteristică. Deasupra căminului fals a târna portretul unui străbun, paharnic în vremea domniei lui Ghica în țara românească. Tabloul acesta exercitase întotdeauna asupra lui o fascinație specială, îl atrăgea, fără să știe de ce, chipul de rozător al boierului. Îl simțea aproape, fibre obscure păreau să realizeze, peste secole, o stranie afinitate între cele două stârpituri. Intuia, intuise mereu că Mircescu cel vechi fusese infirm, figura tipică de o spiritualitate sensibilă, ca și mâinile nervoase, prea delicate, inteligente, cu vârful degetelor răsucite în sus, nu puteau aparține decât unui cocoșat. Din păcate, documentele de familie nu pomeneau nimic despre o asemenea tară, iar caftanul bogat cu chenar somptuos de samur nu îngăduia să-i vezi spinarea schiloadă. Pentru Mircescu, portretul paharnicului avea atâta concret, un concret imperios, palpabil, prezent, încât dacă într-o zi ar fi sunat la ușă, nu ar fi fost surprins și l-ar fi poftit înăuntru cu naturalețe. N-am altă soluție. În ultimă analiză, puțin importă ce crede unul sau altul. N-am nimănui nimic de demonstrat, dar ca să trăiesc eu, trebuie să moară el. Îl avea pe dragul în fața ochilor, seducător, de o sănătate stridentă, individul sortit succesului fulgerător și nelaborios. Era de ajuns să existe, să-l vezi, să surâdă. De fapt, maică sa Laura fusese vinovată, mă rog, relativ vinovată, autoare inconștientă a iadului în care se zbătea de atâția ani. Bineînțeles, el, Alfred, greșise, dar își închipuia că șapte ani de detențiune constituie o plată copioasă pentru o mică intervenție efectuată până în 66 zilnic în serie de mii de medici din mii de localități pentru 30 de lei bucata. Tânăra era o rudă îndepărtată și doamna Mircescu, căreia nimeni nu-i bănuise vreodată patriotisme de clan, insistase ca Alfred să opereze, un chiuretaj clandestin nefericit fusese condamnat la 12 ani, beneficiase de o amnistie și scăpase cu șapte și decorat, bineînțeles, cu interdicția dreptului de a mai profesa cândva. În timpul detenției, bătrâna, ale cărei noțiuni despre bunurile materiale, în general erau minime și fanteziste, înstrăinase patru piese de o valoare inestimabilă o icoană Sfântului Martin datată din secolul XI, o cristelniță masivă de argint care făcuse parte din tezaurul Maricăi Brâncoveanu, un ulei de Picasso și un desen de Toulouse-Lautrec. Firește, doamna Mircescu știa că nu vinde semințe, dar se lăsase amețită de suma cash cu multe zerouri. Avea nevoie de bani pentru avocat, pachetele lunare ale lui Alfred, de parcă mi-ar fi trimis sandvișuri sărate cu diamante și natural confortul ei diurn. Pentru cincizeci de mii! Mircescu nu izbutea să se liniștească. Îi spusese de atâtea ori mai că că nu există piață în România pentru asemenea capodopere care ar fi nobilat colecțiile unui Aga Khan Onassis Rockefeller. Le achiziționase Madrian Dragu, căruia Laura, într-un puseu de luciditate, îi smulsese promisiunea scrisă, total lipsită de relevanță juridică, că va putea reintra în posesia respectivelor bunuri dacă îi restituie suma cu dobândă legală într-un interval de 5 ani. Pentru superficialitatea doamnei Mircescu exista o singură circumstanță atenuantă. Negocierile avuseseră loc după cutremur, când cotele la bursă, la Bursa Artei înregistrau cifrele cele mai scăzute după epoca de aur a talciocului. Nu merită, domnule, să bași bani, să te sacrifici pentru ziduri, țoale, juvaieruri sau semnături celebre. N-ai văzut la cutremur? Praful s-a ales din toate. N-au fost mai deștepți cătăneștii care s-au distrat toată viața și n-au nici frigider? Firește, când doctorul Mircescu, încropind suma de 50 de mii, se prezentase la dragul cerând rezilierea actului de vânzare, acesta îi râsese în nas. De altfel, era de ajuns să-i vezi surâsul feroce, mâinile rapace, ca să-ți dai seama că n-ar lăsa să-i scape din mână câteva sute de mii de dolari. La un moment dat, plictisit de insistențe, îi răspunsese răspicat. Ascultă, domnule doctor, de ce nu mă dai în judecată? Știi la fel de bine ca și mine, n-am nicio șansă să câștig. Legal, ai toate drepturile. Și atunci? Fac apel la omenia dumitale, sunt într-o situație disperată, n-am serviciu capodoperele pe care ai pus mâna au aparținut străbunicilor mei. L-au achiziționat și păstrat cu sfințenie din considerente artistice, dar gândindu-se și la vremuri de restriște. Și ce pot să fac eu? Asta e negustoria. Azi câștig eu și pierd dumneata mâine viceversa. Sunt de acord să pierd, dar în limitele unor parametri financiari decenți este inuman. Și să mai știi, domnule inginer, că avuție dintre acestea dobândită cu japca și sângeroasă fraudă n-aduce noroc. Zău! Ia fă dumneata un voiaj la New York, convoacă la un congres pe tovară și capitaliști capete de afiș, ca Rockefeller, Ford, Morgan, explică-le teoria asta barocă și să văd dacă și împart seiful cu dumneata. La baza tuturor marilor averi deschide economia politică, au stat odeauna frauda, escrocheria, șantajul, mărțișoarele picante ale codului penal. Și să nu ți închipui că străbunii dumitale maharajași și-au construit și rostuit comorile făcând mușchi la coarnele plugului galben de mânie, înfrigurat, doctorul Alfred Mircescu se repezi la bibliotecă și scoase o sticlă de vodcă. O duse direct la gură, gestul revenea din ce în ce mai frecvent. E limpede, oftă Mircescu. Aici nu mai am nimic de făcut. Orizontul meu e definitiv blocat. Trebuie să plec dincolo, iar dincolo la 50 de ani și lefter n-ai niciun haz. Uncul cu sub podurile senei, oftica, dejunuri încropite din pubele înainte de a apuca gunoierii să le deșerte, haine vechi dăruite de oficiile de ajutor ale bisericilor ortodoxe. Nu, domnule, dragu, nu te vei bucura de agonisea la mirceștilor, decât să mor eu, prefer să mor dumneata. Trase hotărât sertarul unui scrin Biedermeier și scoase o fiolă umplută cu un lichid verzui. Nici măcar nu să te chinuiești, sunt un tip eminamente uman. Îl izbi propria figură reflectată în oglindă. Un cap de mort care rânja. Capitolul 6. Lucid Se uită la calendarul de perete și calculă mișcând buzele. Suntem în 12. Am să fac pe 15. E sâmbătă ziua mea bună, da. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Nu mai am nimic de pierdut. Domnul Nanu, domnul Nanu, mă auzi? Bărbatul a avut o schimă de plictiseală, brațele îi țâșniră brusc. Ce dracu mai vrea și asta? Răsuci cheia și crăpă ușor ușa. Încercă să-și stăpânească glasul. S-a întâmplat ceva? Proprietarea sa, o femeie de 60 de ani, cu obraz trup și șorți, peste capot, toate clasic cum se cade, se interesă încercând să inventarieze odaia peste umerii lui Nanu. N-ai ieșit de trei zile, domnul Nanu, Mă gândeam, am o ciorbiță de pui drasă cu ou și smântână, e fierbinte, fierbinte. Octavian Nanu clătină capul, mulțumind din vârful buzelor. Are o criză de ulcer, țină regim, etc. Doamna Lucreția oftă, de, și se întoarse la bucătărie. Era văduvă de cinci ani, iar fică sa, copil unic, se măritase la Cluj. Bătrâna se simțea singură în hudubaia cu odăi înalte, sobe pântecoase și marchiză, carouri de sticlă albastră și galbenă, o casă tipică a Bucureștilor vechi, ridicată așa cum se avertiza pe frontonul de Ipsos la 1890. De altfel, după cum se confesa vecinelor, singurătatea o determinase să închirieze una din camere. Mie e urât pustiul odăilor, n-am cu cine schimba un cuvințel și să ajung să vorbesc singur ori cu motanul, nu vreau, nu mi de chirie, am pensie frumos că iar fata în tot trimite. S-a luat cu un doctor. Din nefericire, Octavian Nanu o dezamăgise cumplit. Nu era amator de șuetă, nu aprecia cafeluțele extra naturale, sursa bârfelor din cartieror de la Europa Liberă îl lăsa rece. Ciudată făptură! Se minună pentru a câta oară doamna Lucreția. Slujbă și repede nașternut! Nu tu, o berică, o muiere, un televizor. Mirarea bătrânei mergea în crescendo. O carte, domnule, ori o gazetă, dar barem un telefon. În trei luni nu l-a căutat nimeni, n-a ridicat receptorul odată. În camera lui, Octavian Nanu a prins țigara de la mucul celeilalte. Îi era lene să se întindă după cutia de chibrituri. Camera fuzese a Lucicăi, i fica proprietăresei. În rafturile micii biblioteci mai existau manuale școlare, caiete, Ici colo ursuleți, căței, păpușele de la fondul plastic, cadourile unui Gigel, Bogdan sau Cătălin, adolescenți cu portofele goale, dar inima doldora de fiorii primei iubiri. Între volumele lui Teodoreanu, fata din Zlataus și secretul Anei Florentin se afla un teanc de ilustrate legate cu panglică verde. Una dintre ele, expediată de la mare și semnată Andrei, era cel puțin așa aprecia senanul reprezentativă. Te salut, coajă blondă! Am ancorat la mamaia, reședința la pânză. Puri fac pe acrobații, da, sunt scârțari. Duc, deci, o viață sportivă, roșii, calde, pepsi, idem, duș colectivist, veceul curs de step. Cum m-au sărit la kenzina asta, ioc lovele, ioc discotecă în schimb ultraviolete și talpă în fiecare seară pe faleză. Dus și întors, dus și întors. Aș putea da ora exactă. Ți-am vlonu, revlonul, Andrei. Octavia Nanu se întoarse cu fața spre perete. De câte ori vedea teancul de ilustrate, își amintea de scrisorile lui către Cecilia. Îi scriam în versuri. Cât puteam fi de penibil, Dumnezeule! Auzi, fecioara mea de vis, iubirea noastră, floare albă, infinitul din ochiți ți însețați, îl părăsise imediat ce-și pierduse serviciul. Ar fi fost în stare să-și sacrifice mama pentru ea, în fond o și făcuse după primele întâlniri, subvențiile lunare încetaseră, iar Cecilia nici măcar nu vroise să-l asculte. Trog încetează! Am simțit de la început că ești gelos pe dragu. Nu-i supor succesele, inteligența, victorile. Ești un meschin incapabil să admis că cineva ți-ar putea fi superior. Invidia nu te lasă să admiri. Da, asta e. N-ai capacitate de admirație. Cecilia, te implor, ascultă-mă. Nu-mi pasă care nasul mai frumos decât al meu, că toate toantele din institut de la Sanda, femeia de serviciu, până la șefa contabilă, sunt picate după el. Dar înțelege că omul ăsta nu numai că mi-a furat munca, dar mi-a mai aruncat în spinare și un fals. Asta o spui tu. Știu precis că situația a fost serios analizată de COM. Dacă s-ar fi dovedit ceva, era mazi în pușcărie, nu-ți dai seama?" Ai un director cum se cade și șansă. În ochii ei scăpase ieftin doar cu desfacerea contractului de muncă conform unei litere ambigue, quasi inofensive. După două săptămâni, Dragui semna lucrarea și pleca la specializare pentru un an în RDG. Încă șase luni, spusese medicul, cu aproximație. Ei și? Ce mai contează o săptămână, două în plus sau un minus? N-am împlinit încă 35 de ani, dar mă simt de 70. Un cretin afirmă că la un individ nu actul de naștere contează ce buletinul arterelor. Imbecil. Important e cât și ce ai simțit. Unii ard într-un an mai mult decât într-o viață, iar alții nu ard niciodată, chiar dacă ajung centenari. Ar mai fi o șansă, încheiase doctorul. Există la Los Angeles un sanatoriu unde se fac experiențe interesante cu rezultate, hai să zicem, optimiste. O echipă de medici condusă de doctorul Armstrong. Din comunicări reiese că au reușit să aducă pe linia de plutire cazuri disperate. Fă bate joc de mine! Cum să ajung acolo? Cine-mi dă drumul? De unde dolari? Domnule Nanu, eu te informez, am această obligație. Dacă dispui sau nu de mijloace financiare, aceasta este o chestiune care te privește. Poate că ai neamur pe acolo, prieteni, în sfârșit, nu se știe niciodată. Din odăile doamnei Lucreția răsună glasul dulcea cu tremulouri, de modate ale lui Jean Moscopol. Placa Patent Philips fusese înregistrată în 1932. Patefonul era contemporan. Mână birjar și dumă noapte. Octavian Nanu și astupă urechile. Nu mai am ce pierde. Sâmbătă 15 decembrie. Și își imagină cu voluptate Ferpartul care avea să apară în gazetă până la sfârșitul săptămânii. X, Y, nevastă părinți naș, cum nați, cu scrine post și etc., cu tremurați de durere, anunță trecerea în neființă, expresia de ultimă oră, a celui ce a fost inginerul Marian Dragu.